Săptămâna aceasta, Biserica Ortodoxă a pomenit două modele de viață sfântă. Sfântul Cuvios Ioan Scărarul, în 30 aprilie, și Cuvioasa Maria Egipteanca, astăzi, 1 aprilie. Primul, ascet de la poalele muntelui Sinai, dascăl al pocăinței. Maria Egipteanca, model de pocăință. Instituirea sărbătoririlor în două dintre duminicile perioadei triodului a permis o mai mare strălucire acordată acestor doi sfinți și o afirmare mai explicită a legăturilor cu postul Sfintelor Paști. Dacă primele duminici ale postului mare se disting ca o perioadă dogmatică, cele închinate Sfântului Ioan Scărarul și Mariei Egipteanca definesc o perioadă cu accent ascetic mai profund în acest răstimp de înnoire duhovnicească. Pentru a înțelege mai bine importanța celor doi sfinți în spiritualitatea ortodoxă, îl avem alături de noi pe Părintele Arhimandrit Teofil Anăstăsoae, reprezentantul Patriarhiei Române la locurile sfinte. Doamne ajută, Părinte Arhimandrit, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Vă salutăm cu bucurie din Țara Sfântă. Părinte, scrierea Sfântului Ioan Scărarul, Scara Dumnezeiescului Orcuș, este una dintre cele mai cunoscute lucrări duhovnicești, atât în mediul monastic, cât și laic. Cartea lui s-a adresat însă în primul rând monahilor. În ce măsură ruperea de cele lumești și înstrăinarea despre care vorbește Sfântul Ioan Scărarul în scrierea sa ar fi teme valabile și pentru omul din lume? Scrierea Sfântului Ioan Scăraru, într-adevăr, a fost adresată mai întâi monahilor și are un caracter mai ales de povățuire a celor care urmează calea mănăstirii. Dar desăvârșirea sau ajungerea la dobândirea îndumnezeirii după har este o cale deschisă și o chemare pentru toți credincioșii. De aceea, chiar dacă această carte se adresează și se citește în mănăstiri, în postul cel mare, folos duhovnicesc poate aduce oricărui credincios doritor de a se apropia mai mult de Dumnezeu. De altfel, cele 30 de capitole, închipuite ca niște trepte ale urcușului, vorbesc despre păcate și virtuți, care sunt comune tuturor. Nu doar monahii se luptă să scape de patim și să dobândească virtuțile, ci fiecare creștin botezat în numele Sfintei Treimi este chemat să meargă pe aceeași cale. Sfântul Ioan Scăraru așadar adresează această chemare către urcușul cel duhovnicesc tuturor celor care doresc și și-au propus ca în perioada aceasta, mai ales a postului mare, să facă un astfel de itinerariu spiritual. Este nevoie de parcurgerea tuturor celor 30 de trepte? Sfântul Ioan Scăraru a gândit această carte sub forma unor trepte, 30 de capitole, având în vedere legătura care se naște între lupta cea împotriva păcatului și dobândirea virtuților care sunt înlățuite. O virtute naște altă virtute, aduce un har pe care apoi îl poți pune în slujire pentru a dobândi o nouă înălțime duhovnicească, după cum și patimile, odată ce te afunzi în ele, încep să te tragă înapoi, treaptă cu treaptă. Deci există legătură între acestea și între capitolele pe care le prezintă Sfântul Ioan Scărarul, dar au fost inspirate de legătura reală între patim și mai ales apoi, la dobândirea virtuților, nașterea duhovnicească a uneia din alta, până la cea mai de sus treaptă, pe care Sfântul Ioan Scăraru o numește o treime a virtuților, credința, nădejdea și dragostea, dintre care știm că cea mai mare este dragostea. Iar Iisus așa ne-a și învățat, ne-a chemat și a lăsat apostolilor această poruncă să vă iubiți unul pe altul, precum și eu v-am iubit pe voi. Acolo este finalul urcușului. Spuneam puțin mai devreme că Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca este un model de pocăință. De ce este numită aceasta înger în trup? Sfânta Maria Egipteanca a dobândit această caracterizare și această numire de înger în trup pentru viața pe care a dus-o de nevoință, asemenea îngerilor, desprinzându-se aproape de tot de cele pământești. Anii pe care i-a petrecut în pustia Iordanului, după ce s-a întors cu fața către Dumnezeu,
A fost o viață care a impresionat pe monahii trăitori în veacul acela la mănăstirea din apropierea Sfântului Ioan Botezătorul. Nici chiar monahii de acolo, deși aveau o viață îmbunătățită, nu și-au putut închipui că un om poate să ajungă la o asemenea înălțime duhovnicească. Asemenea îngerilor, știm că îngerii au ca și ascultare principală slujirea lui Dumnezeu. Viața lor este o continuă slujire a lui Dumnezeu. Tot astfel și Sfânta Maria, prin viața pe care a dus-o de pocăință, a ajuns să se asemene cu îngerii. Părinte Arhimandrit, încet, încet ne reluăm cursul firesc al vieții de dinainte de pandemie. Slavă Domnului, se pot face și pelerinaje în Țara Sfântă. Ce se întâmplă acum, în această perioadă a postului Sfintelor Paști acolo? Ce evenimente pregătiți? Ne aflăm la jumătatea postului mare și, într-adevăr, se simte deja efervescența sărbătorii pascale. Nu sunt foarte mulți pelerini, dar cei care au reușit să ajungă se bucură de slujbele speciale care se fac în această perioadă. Conform calendarului Ierusalimului, săptămâna viitoare, în a cincea săptămână, se prezuiește și Buna Vestire, când va fi o mare slujbă și un pelerinaj la Nazaret. Apoi, în săptămâna a șasea, dinainte de Florii, se pregătesc pentru a merge la casa surorilor Maria și Marta și casa lui Lazar, de unde, de fapt, se începe prăznuirea evenimentelor săptămânii pătimirilor lui Iisus. Acolo se face un pelerinaj până la mormântul lui Lazar, apoi urmează pelerinajul de sâmbătă seara, sâmbăta Floriilor, care rememorează drumul lui Iisus de intrare în cetatea Ierusalimului când a fost primit cu osanale. În duminica floriilor, de sărbătoarea floriilor, în Sfântul Mormânt, de asemenea, se face o slujbă specială și un pelerinaj la care participă patriarhul cu soborul de arhierei și preoți, iar în săptămâna pătimirilor urmează cele mai importante slujbe de care se bucură nu numai cei care sunt aici la Ierusalim, ci se bucură și creștinii din toată lumea ortodoxă. Dar toate au legătură și își au izvorul în aceste evenimente, pelerinaje și slujbe de la Ierusalim. În marțea săptămânii mari, de exemplu, se sfințește Iordanul. Un arhiereu de la Sfântul Mormânt merge la râul Iordan, la locul botezului Domnului, și săvârșește sfințirea apei Iordanului, pentru că în vechime, în această săptămână și în săptămâna luminată, urmau să vină foarte mulți creștini, pelerini, care doreau să se binecuvinteze în apele Iordanului. De aceea se pregătesc prin această slujbă de sfințire. În Miercurea Mare se săvârșește taina Sfântului Maslu, apoi în Joia Mare citirea celor 12 Evanghelii și spălarea picioarelor, pe care o săvârșește Patriarhul Ierusalimului în curtea Sfântului Mormânt. În Vinerea Mare mergem pe drumul crucii împreună cu Domnul, ne facem spiritual, duhovnicește, ultimul drum al Mântuitorului înainte de a fi crucificat, iar în Sâmbăta cea Mare, mult așteptata slujbă a primirii Sfintei Lumini, pe care ne nădăjduim să, cu bucurie, să o primim și anul acesta și mai apoi să o primească și toți credincioșii de acasă. Iată așadar o perioadă plină de evenimente și cu o bogată încărcătură duhovnicească. Să ne ajute Dumnezeu, Părinte Arhimandrit, să străbatem cu bine această perioadă a postului mare. Vă mulțumim, vă binecuvântăm și nădăjduim ca să parcurgem cu bine acest curguș duhovnicesc al postului, asemenea scării Sfântului Ioan. Vă mulțumim și noi foarte mult!